Bun găsit, prieteni! Mihai Spanov cu un video nou despre site-ul Token Drops. Prin ce este interesant acest site? Că aici echipa lor de pe acest site adună proiecte care fac airdrop-uri, deci împrumuturi gratis de monede pentru înregistrare sau împrumuturi, dar pentru promovare. Pentru de diferite sarcini care se fac. Un plus este că aceste proiecte sunt verificate, de ce este din ce de ales. De ales că tare nici nu trebuie, este trebuie făcut sarcinile care sunt. Cât mai multe proiecte, cât mai multe monede. Deci uitați-vă câte sunt, fiecare imagine reprezintă un proiect aparte. Deci, cum facem înregistrarea? Sub acest video, în descriere, ca de obicei, este linkul de referral. Când trecem după el, se deschide acest site, unde trecem la SignUp. Aici, pentru înregistrare, sunt mai multe variante, poate prin pagina Facebook a noastră, contul în LinkedIn, sau să introducem deodată datele noastre. Unde introducem nume, prenume, e-mail, parola cu care să intrăm în cont, BFM, pe urmă acceptăm condițiile și apăsăm pe SignUp. Când facem acest lucru, nu ne apare așa ceva. Că am făcut înregistrare cu succes, dar dacă vedeți și scrie, puteți face login. Intrăm și facem pe dată login. După acest pas, la noi ne arată așa ceva, că nu putem intra. Care e cauza? Cauza e în aceea că noi încă nu am activat contul. Deci pentru a putea intra în cont, inițial trebuie să plecăm în email, găsim mesajul de la ei, Token Drop Activation Email, unde trebuie de apăsat pe această inscripție. După ce am făcut acest lucru, deja apare așa o inscripție cu verde că contul este acceptat. Deci este verificat. După ce deja putem face intrarea prin login, unde deja când noi intrăm, prin login apare așa cu verde. Când apare cu verde, înseamnă că tot e corect făcut. Ce voi face acum și voi arăta cum facem sarcini. Deci, când intrăm, noi intrăm cu e-mail că l-am indicat la înregistrare. Și parola. Vedeți, apare așa cu verde, că e cu succes. Apăsăm pe OK. După ce intrăm în interior, uitați-vă, în interior sunt trei dispărțituri, trei direcții. Deci, prima direcție, airdrop-uri curente, care se poate de făcut acum. A doilea direcție, airdrop-uri care vor apărea, ele încă nu sunt. Și a treilea, airdrop-uri care deja s-au terminat. Unde nu mai putem face? Mai este contul meu, unde intrăm și introducem datele noastre. Deci eu am făcut două airdrop-uri. La voi, când intrați prima dată, o să fie inscripție cu roșu, că încă nu aveți niciun airdrop îndeplinit. La fel, unde este creion, acolo putem introduce modificări, să edităm datele noastre. Deci, pentru ce apăsăm și introducem portofelul nostru Ethereum, merge doar portofelul de la MyEtherWallet or MetaMask. Deci, ori una, ori alta, nu merge portofelele de la schimburi. Burse, căci
bursa poate să se închidă, iar portofelul acesta aparte, MetaMask, el, permanent, el e în afară, nu are nimic cu schimburile și cu bursele. Deci, în a treilea, depunem login-ul nostru care îl avem în Telegram, fiecare pe lui el indică, userul din Twitter, la fel indicăm cum suntem în Facebook și LinkedIn. Dacă doriți să schimbați parola, o schimbați. Dacă nu, nu e obligatoriu și apăsați pe Update. Iar mai jos, aici este codul cu linkul de referal deodată. Deci dacă apăsați pe el, el se salvează în memorie și cu dânsul puteți să intrați. Dându-le la persoane. Deci referalii care se înregistrează în acest proiect, ei toate sarcini care le fac, aveți un bonus de la ei. Deci ei permanent sunt în echipa voastră. Nu trebuie de la fiecare airdrop din nou să se înregistreze. Prin acesta e interesant acest proiect. Și acum dat să intrăm în careva airdrop, deci să vă arăt cum facem sarcini. De pildă, a treilea, eu primele două le-am făcut, apăsăm dânsele. Mai jos este informația. Deci, aici se vede că trebuie de participat cu bani. Dacă ceva nu e clar, citiți ce scrie. Posibil că s-a terminat și acest deja. Acușă. Да, целую малку. Деться, кын есть и сарчина, ела есть и центропартия, у не скрии. Trebuie să facem înscriere la grupul în Telegram. Pentru această apăsăm pe butonul acesta. Merge greu din cauza că multe. Site-uri am deschis din cauza că
multă informație este care o studiez, este importantă și dacă o închid, pot să uit, alta treile, nu pot să le închid. Deci ideea care, faceți sarcină, vă înscriți în grupă. Am vrut să vă arăt, dar nu merge așa. Deci se deschide, intrați în Telegram, la pagină. Deci, acuși se deschide fereastra. La grupa aceasta Sprintex trebuie să ne unim. Dacă nu ne unim, pur și simplu o să fie verificarea. De ce trebuie făcut până la final? Deci apare. Se încarcă Telegram, tot sunt tare multe grupe deschise. Trebuie să mai fac ordine. Deci când am făcut sarcina, apăsăm pe OK. Ne unim. După ce am făcut, ea a dispărut. Când intrăm în My Account, aici apare în listă. Vedeți, ea este. Atât, nu nimic complicat. Ne unim, îndeplinim. Pește o perioadă când se termină ICO, când apare în zona aceasta, acesta ICO, deja în curând trebuie să fie și plata. Deci, pe portofelul acesta care l-am indicat. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.